Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 31 decembrie 2023. Decizii pentru noul an. Să alergăm cu stăruință. Evrei 12, primul verset. Susan Alexander Yates, faimoasă autoare și conferențiară pe teme de interes pentru cupluri, părinți, femei și așa mai departe, sugera 5 decizii pe care le putem lua în astfel de momente. 1. Împrietenește-te cu cineva care nu-L cunoaște pe Hristos. Dumnezeu ne poruncește să fim sare și lumină. Matei 5, versetele de la 13 la 16. Lucrul acesta nu se va întâmpla dacă ne petrecem tot timpul cu oamenii credincioși. Deși evangelizarea poate pare un lucru înspăimântător, vei vedea că Dumnezeu poate să lucreze și prin tine. O a doua decizie de luat. Fii mai recunoscător. Obișnuiam să mă trezesc cu gândul la toate lucrurile pe care trebuia să le fac, la întâlnirile pe care trebuia să le am. Mă cuprindea deprimarea înainte să cobor din pat. Așa că am început să meditez la trăsăturile caracterului lui Dumnezeu, gândindu-mă cât este de minunat Dumnezeu. Și perspectiva mea s-a schimbat. În al treilea rând, petrece timp de calitate cu soțul sau cu soția ta. Pe vremuri aveam un petic de pământ cu zmeuriș. În primii ani aveam grijă de el și producea o recoltă frumoasă. Apoi am devenit tot mai ocupată, continua Susan Alexander Yates, și l-au invadat buruienile. Și căsnicia poate ajunge la fel. Devenim tot mai ocupați, copii, carieră, biserică. Credem că vom petrece timp împreună după ce viața se mai liniștește, dar problema e că viața nu se liniștește niciodată. Nu lăsa ca buruienile să ți înnece căsnicia. Tu crești viitori soți și viitoare soții, care trebuie să știe că o căsnicie fericită se construiește în timp. O a patra decizie bună de luat. Învață să spui nu când e cazul. A te maturiza înseamnă a amâna ceva ce ți-ar plăcea să faci pentru a te concentra asupra altor lucruri mai importante. Peste 10 ani, ce crezi că va conta mai mult? Că ți-ai înscris copilul la încă o activitate? Sau că ai spus nu și ați petrecut mai mult timp împreună? Și a cincea decizie bună de luat. Urmează-L pe Hristos cu o vigoare proaspătă. Psalmistul David s-a rugat: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Psalmul 51, versetul 12. Schimbă lucrurile din rutina ta. Alege un subiect nou de studiu biblic. Începe un nou jurnal. Iar dacă te simți ruginit, roagă-te lui Dumnezeu să-ți descopere motivul. Așadar, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Citim în Evrei 12, versetul 1. Și să încheiem cu versetul 25 din Psalmul 118. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă!